Bine v-am regăsit la întrebări. Întrebările de săptămâna trecută se refereau la o balanță cu brațe inegale. Să ne amintim. Avem, așa cum vedeți în imagine, o balanță cu brațe inegale. Pârghia este prinsă în punctul O și are greutatea neglijabilă, iar în locul talerelor avem două flacoane ușoare de plastic. Mai avem o masă marcată de un kilogram, una singură, și un furtun prin care vine apă. Nimic altceva. Și acum voi pune trei întrebări. Prima întrebare. Este evident că dacă punem masa marcată în flaconul din stânga și turnăm apă în flaconul din dreapta până se echilibrează balanța, în flacon vom avea mai puțin de un kilogram de apă. Să notăm masa apei din flaconul din dreapta cu MD. Invers, dacă punem masa marcată în flaconul din dreapta și turnăm apă în flaconul din stânga până când se echilibrează balanța, la echilibru vom avea mai mult de un kilogram de apă. Să notăm această masă de apă din flaconul din stânga de data asta cu MS. Și întrebarea este, oare suma MS plus MD este egală cu 2 kg, ținând cont de faptul că odată am avut mai mult de 1 kg și odată am avut mai puțin de 1 kg. A doua întrebare. Cum putem cântări cu această balanță 1 kg de apă sau 1 litru, pentru că 1 litru de apă cântărește 1 kg, cu exactitate? Deci să avem exact 1 kg sau 1 litru de apă. A treia întrebare. Să presupunem că balanța are acum talere și avem destule mase marcate de tot felul de valori ca să putem cântări masa unui corp oarecare. Când punem corpul pe talerul din dreapta, balanța se echilibrează cu masa de 8 kg, așa cum vedeți în desen. Dacă punem corpul pe talerul din stânga, atunci balanța se echilibrează când punem pe talerul din dreapta 2 kg. Ce masă are corpul? Răspunsul la prima întrebare. Când balanța este în echilibru, produsele dintre lungimile brațelor ei și masele puse pe talerele corespunzătoare sunt egale. Cine nu știe de ce și vrea să știe, este invitat să urmărească primul curs de statică, al cărui link îl găsiți în descriere. Așa că pe talerul legat la brațul mai lung avem o masă mai mică decât pe talerul legat la brațul mai scurt. Matematic spus, cele două mărimi sunt invers proporționale. Deoarece nu vreau să-i plictisesc pe cei cărora nu le place matematica, nu voi folosi algebra, ci voi da un exemplu concret. Să presupunem că masa din dreapta, care este mai mică decât un kilogram, este 800 de grame. Adică, așa cum vedeți scris aici, este masa din stânga înmulțită cu 0,8. Această relație trebuie să rămână valabilă indiferent ce avem pe talere atunci când balanța este în echilibru. Așa că dacă punem masa de 1 kg acum pe talerul din dreapta și echilibrăm balanța, relația de mai înainte devine cea pe care o vedeți acum. Dacă nu înțelegeți încă de ce, puteți să comparați cele două relații. Vedeți că de fiecare dată, matematic vorbind, este scris același lucru, și anume că masa din dreapta este 0,8 înmulțită cu masa din stânga. Numai că în prima relație masa de 1 kg se găsește pe talerul din stânga și în a doua relație masa de 1 kg se găsește pe talerul din dreapta. Din a doua relație rezultă, așa cum vedeți aici, că masa din stânga este 1 kg împărțit la 0,8, adică este 1,25 kg sau 1 kg și 250 de grame.
dar 1,25 plus 0,8 este 2,05, adică cele două mase de apă nu au împreună 2 kg, ci 2 kg și 50 de grame, adică mai mult decât 2 kg. Vă las să încercați și pentru alte valori și veți vedea că de fiecare dată suma celor două mase este mai mare decât 2 kg. Deci răspunsul corect la prima întrebare este că masa din stânga plus masa din dreapta dau întotdeauna o sumă mai mare decât 2 kg și niciodată nu dau 2 kg. Al doilea răspuns, cum putem cântări exact un kilogram de apă cu o balanță cu brațe inegale dacă avem o masă de 1 kg? Există mai multe metode, unele mai simple, altele mai complicate. Vă prezint o metodă simplă. Echilibrăm balanța cu masa de 1 kg într-unul din flacoane, turnând apă în celălalt flacon. Să zicem că am pus masa de 1 kg în flaconul din stânga. Apoi, scoatem masa de 1 kg din flacon, dar ținând balanța în echilibru în continuare și ne lăsând-o să se miște prea mult în așa fel încât să nu se verse apă din celălalt flacon, să rămână tot atâta apă. Și apoi, în flaconul în care a fost masa de 1 kg, turnăm apă până când din nou ajungem la echilibru. Și cred că e clar că dacă echilibrul s-a realizat când a fost o masă de 1 kg în flacon și am păstrat cantitatea de apă în celălalt flacon, acum când avem din nou echilibru, înseamnă că masa de apă din flaconul în care inițial s-a găsit masa de 1 kg trebuie să fie și ea 1 kg. Al treilea răspuns, vă amintiți că atunci când corpul era pus pe un taler, era echilibrat cu o masă de 2 kg, iar dacă era pus pe celălalt taler, balanța se echilibra cu o masă de 8 kg. Asta înseamnă că masa corpului este tot de atâtea ori mai mare decât 2, de câte ori este mai mică decât 8. Pentru că raportul dintre cele două mase puse pe cele două talere este același, indiferent ce mase avem, dacă suntem la echilibru. Singura masă care satisface această condiție este cea de 4 kg, care este într-adevăr de 2 ori mai mare decât 2 kg, dar și de 2 ori mai mică decât 8 kg. Deci corpul are masa de 4 kg. Pentru cei cărora le place matematica, avem relația x supra 2 este egal cu 8 supra x, care este expresia matematică pentru ceea ce am spus legat de relația dintre mase, și anume că masa corpului trebuie să fie de atâtea ori mai mare decât 2, de câte ori este mai mică decât 8. Și din această proporție obținem, folosind proprietatea fundamentală a unei proporții, că x pătrat este egal cu 16, adică x este 4 kg. Am primit puține răspunsuri, poate pentru că a fost nevoie de un pic de matematică. Ca de obicei, a dat răspunsurile corecte domnul Dumitru Antonie, care a găsit chiar mai multe metode de a cântări exact un kilogram, plecând de la răspunsul al treilea. De asemenea, Daniela Carmen Băluță a dat răspunsurile corecte la întrebările 1 și 3. Sper că la întrebările pe care le voi pune azi, două la număr și legate de astronomie, să primesc mai multe răspunsuri, deoarece nu trebuie nicio relație matematică pentru a găsi răspunsurile. Să vedem! Un băiat și o fată stau de vorbă într-o noapte romantică la lumina lunii. Vă prezint un fragment din discuția lor. Mi-e teamă că nu e cea mai romantică parte a discuției, dar este ceea ce ne interesează pe noi. Primul vorbește băiatul, care întreabă: în ce dată suntem azi? Fata îi răspunde: în 20. Am citit undeva, zice mai departe băiatul, că în luna asta va avea loc o eclipsă. În ce dată? Întreabă fata. Nu mai amintesc. Eclipsă de soare sau de lună? Nici asta nu mai amintesc, a spus băiatul, care se vede treaba că era cam uituc. E sigur că va fi în luna asta? Da, de asta sunt sigur. Atunci, a zis fata după ce s-a gândit un pic, deși nu știam de eclipsă,
pot să-ți spun și când va avea loc și ce fel de eclipsă va fi. Voi știți când va avea loc eclipsa și dacă va fi eclipsă de soare sau de lună. La revedere!